Peste 20 de milioane de lei au fost investiți în formarea 120 de cercetători experți în domeniul agriculturii și a medicinei veterinare. De proiect pot beneficia toți doctoranzii Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului, care au absolvit acum 2 sau 3 ani. Prin astfel de programe își continuă activitatea de doctorat, prin astfel de programe reușește ca să aprofundeze acest program și are posibilitatea de a face niște specializări în străinătate. Deci de a vedea ce este în străinătate, cum se lucrează acolo, de a-și însuși niște tehnici de străinătate și de a aplica și la noi. Și plus învață și o altă mentalitate de cercetător pe care laboratoarele de mult, să zicem așa, laboratoarele de mare valoare din străinătate le au. Cei care respectă condițiile de înscriere vor trebui să obțină rezultate bune la concursul de admitere pentru a beneficia de acest program din fonduri europene. Noi avem două serii de participanți, unele care au terminat în toamnă, la început toamnei, și ceilalți care termină acum, la sfârșitul acestei luni. Pentru că am dat în 2 ore admitere, tocmai ca să poată să cuprindem toți cei care doresc să intre în acest program. Proiectul a fost demarat încă din 2010 în parteneriat cu Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj și cea din Iași.